Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest episod voi face un clip care nu necesită cunoștințe tehnice. Mai exact, vom vedea ce se întâmplă dacă depășim puterea maximă a rezistoarelor. Am decis ca să fac un asemenea video ca un experiment și pentru a mai destinde un pic atmosfera pe canalul meu. Iar un alt motiv este de a vedea oarecum diferența dintre două tipuri. Rezistoare carbon sunt cele gri și cele din metal. Este unul cel de față și acela albastru. Deși eu știu ce se va întâmpla, vreau să văd și practic. Din păcate, rezistoare de putere mică, de sfert de watt, nu am avut decât 200 de ohmi. Mai jos de 100 de ohmi, din păcate, nu am avut. Oricum, este un experiment aleatoriu, nu e ceva precis. Și vreau doar să ne distrăm puțin. Clipul e mai mult pentru entertainment, dacă v-ați dat seama. Din aceste rezistoare vom alege pe cel de putere mare, de 3W, este de 33 de ohmi. Da? Unul de, nu știu că una scrie pe acea foaie, e de 1W, cred, ceva gen, la 1 ohm. Deci ăsta este din carbon, iar cel de sus metal. Și vom lua două de putere mai mică, de sfert de watt, cel albastru din metal, mi se pare că e de 10 ohmi, da, 10 ohmi, iar cel de aici, din carbon, de 100 de ohmi. Din păcate, mai jos nu am găsit. Aproximativ. Prima dată vom începe testul cu rezistorul din carbon, de 100 de ohmi, având puterea maximă de sfert de watt, 250 de miliwatts. Undeva prin colț veți vedea și afișajul sursei mele de laborator. Păi să începem, mărim tensiunea, vedem ce se întâmplă. Da, valoarea acelui rezistor e destul de mare, 100 de ohmi necesită o tensiune de cădere pe el mai mare. Da, a început să înnegrească. Deja disipă pe el aproximativ 2W și se înnegrește și mai mult s-a negrit. Nu, și e un miros. Să încercăm să mărim tensiunea mai mult, ca să-l ardem mai repede. Și oare va începe să cedeze? Mai mărim tensiunea. Se albește acum. Interesant. Hai mă, nu vrei să arzi? Rezistorul nostru refuză să se ardă. Da, s-a ars. Gata. Acest rezistor s-a dus. Să începem și cu rezistorul din metal. Asta fiind de 10 ohmi, o să se ardă la o tensiune mult mai joasă. Bun, să începem. Am pornit deja sursa de laborator. Vedem ce se întâmplă. Mărim, avem deja 3V pe rezistor. Începe să miroasă, semn că se încinge acel rezistor. Mărim mai mult. Mai mult, începe să se încingă destul de rău. 2,4 W pe un rezistor de sfert de watt. Și acesta se necrește. Jumătate de amper pe prin rezistor. Să mărim mai mult tensiunea. Și începe să înroșească și scade curentul, da. Dar tot refuză să se ardă. Probabil e pe ducă, dar refuză să se ardă. Să mărim tensiunea mai mult. Și gata, s-a ars. Trage un curent foarte mic, dar oricum, rezistorul este ars. Următorul rezistor e de un ohm, aici căderea de tensiune va fi mult mai mică. Deja se încălzește și la tensiune de 0,6 V. Avem o disipare pe el de 350 de miliwatts. Să mărim tensiunea, să vedem ce se întâmplă cu rezistorul de 1W din carbon. Oh, avem deja 1 amper la 1V, ceea ce e normal, legea lui ohm.
Ce se întâmplă? S-a ars deja? Nu, nu s-a ars încă. Da, iese fum, nu glumă. O să trebuiască să aerisesc pe aici după. Început să înroșească nițel. Trage 2,2 amperi. 5,5 W. Începe să scadă curentul. Semn că se arde. Hai să creștem tensiunea mai mult. Și s-a ars. Gata. Iar acum vom vedea ce se întâmplă și cu rezistorul de 3 W din metal. E de 33 de ohmi. Sursa de laborator este pornită. Să mărim tensiunea. Am depășit 100 de mA pe rezistor. Mai mărim. Depășim 5 V. Mai mult. 10 V. Mărim mai mult. Dar începe să iasă fum din rezistor. Ne apropiem deja de jumătate de amper. Începe să schimbe culoarea rezistorul. Mai mult. Hai, creștem către 20 de volți. Lăsăm la 20 deocamdată. Disipă aproximativ 13 W. Un rezistor de 3 W. Început să înnegrească. Deja e negru. Gri. Oare ce se întâmplă mai departe? Cred că aș putea să cresc mai mult tensiunea. Mi se pare mie sau că am început să înroșească? De fapt, eu știam că se înroșește. Mai ales la rezistoarele din metal, așa fac. Dar am vrut să arăt și un clip demonstrativ. Să crește mai mult tensiunea. Ca să înroșească mai mult. Ok. 24 de volți. 25, mai mult, 26, ai un, ai las așa, da, s-a înroșit, dar vreau un pic mai mult, sursa mea de laborator în comutație poate până în 36, știu dacă am un rezistor de valoare în ohmi mai mic, doar atât, începe să scadă curentul, hai să creștem tensiunea. Stai la maxim. Nu pot mai mult. Aha, s-a înroșit pe partea de sus mai mult. Dar mai mult de atât nu dorești. Și gata. Rezistorul l-am ars. Știu că am prins un rezistor care se înroșea mai mult. Din păcate acesta n-a vrut. Să mai încercăm cu un rezistor de aceeași valoare, numai că având corpul verde, fel de vernil mai mult. Sursa de laborator a fost pornită, mărim tensiunea. Dacă nici cu acesta nu vrea să înroșească mai mult, am unul de 10 ohmi, mi se pare, de la 3 W. Încercăm și cu acela. La 10 W, probabil, sârma respectivă e mai groasă. Na, e logic. Mai mult, mai mult. Depăși 15 V, trage aproape jumătate de amper. Mai mult, către 20 V. Un pic mai mult, 20 V și ne oprim deocamdată. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Începe să înnegrească. 14 W disipă rezistorul nostru de 3 W. Și din câte se vede a început să înroșească. Nu? Ceva gen pe acolo? O să încerc să măresc tensiunea mai mult. În ideea că poate se va roși mai mult. Asta parcă atinge un curent mai mare, 0,7 amperi. Un pic mai mult, către 25 de volți, mai mult nițel. Da, clar, acesta se roșește un mai mult față de cel anterior. Să mărim la 26 de volți, hai către 27. Da, ăsta se roșește mai mult, este destul de clar. Și mărim puțin mai mult, către 28 de volți, către 29,
Ei, asta chiar că s-a înroșit. 26 de vați. Și rezistorul rezistă. Și ce fain să vede în realitate? Hai să crește mai mult, că nu putem să așteptăm după el până să arde. 28 de W. Și componenta rezistă. 32 de volți. Și încă rezistă. Mărim către 33 și tot rezistă. Aproape 32 de W. Un rezistor de 3 W. Incredibil. Hai să creștem la maxim 1 amper. Și asta e maxim, nu pot mai mult. Atât poate sursa mea de laborator pe partea de tensiune. Pe curent poate mai mult, doar că legea lui Ohm, vă dați seama. 38 de W. Sursa mea poate până în 80 de W, cu aproximație. S-a înroșit și mai mult. Ideea e că refuză să se ardă. Cam asta e. Opresc aici experimentul. Să micșorăm tensiunea. Asta e. M-a așteptat să se ardă, dar se pare că nu vrea. S-a ars? Hă? Cred că s-a ars. În timp ce micșoram tensiunea, s-a ars. Da. Da. L-am ars. Și cam așa arată rezistoarele arse. Ăsta a fost cel de putere verde. Se vede ca crăpăturile respective. Da, din câte se vede. Celălalt de putere. Asta e ăla de un watt la un om. Asta nu mai știu care dintre ele. Am uitat și celălalt aici. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!